cei care s-au născut în zodia berbecului vor avea în ziua de 21 ianuarie, în continuarea ultimilor două zile, o perioadă în care vor fi atenți la tot ceea ce se întâmplă în preajma lor, la locul de muncă, sau în toate activitățile publice, ori de câte ori se întâlnesc cu colaboratori, cu asistență de specialitate, unde se discută lucruri concrete, responsabile, unde trebuie și ei să aibă o atitudine, să aibă un punct de vedere. Din fericire, acolo este Mercur, e alături de ei, le dă gândire corectă, practică, clară, concisă, capacitate de a fi nu atât combativi, cât convingători, cu argumente trainice și rezonabile. Între 21 ianuarie, seara, după ora 21 și 23 ianuarie, mecanisme care presupun niște modificări ale unei sau unor relații prietenești. Pe fondul intrării Soarelui în zodia Vărsătorului se va mai produce un eveniment, și anume luna nouă în Vărsător din ziua de 21 ianuarie. În felul acesta avem de-a face cu o schimbare, o tulburare. Poate fi și o nouă cunoștință care intră în sfera de interes a unui nativ din Berbec. O persoană interesantă sau o întâlnire într-o conjunctură inedită sau un eveniment mai puțin banal care îi apropie pe cei născuți în Berbec de o persoană care se poartă într-un fel deosebit. Îi ajută, îi susține, intervine. Întâlniri esențiale, întâlniri providențiale, întâlniri care nu se petrec banal, obișnuit și care după un timp se cufundă în uitare și în monotonie. Pare să fie cel puțin pentru o bună perioadă de timp o întâlnire profitabilă, incitantă, care să dea un curs, un parcurs deosebit, inedit, existenței chiar a unui berbec. Îi ajută, îi îndrumă, îi susține, îi ferește de erori, dacă sunt tineri le deschide drumul, îi prezintă în niște cercuri speciale, în așa fel încât să pășească în societate cu dreptul. Luna nouă în Vărsător din 21 ianuarie însă va avea o tară. Și anume este vorba de opoziția cu luna neagră din zodia leului, cu care se va asocia acest moment, ceea ce înseamnă că sunt și riscuri, sunt și întâmplări nefaste, sunt și distorsiuni ale unor relații, mai degrabă ale celor afective decât ale celor sociale. Și aici se poate vorbi de întâmplări care n-ar fi trebuit să se întâmple sau întâmplări care sunt răstălmăcite. Dar mai poate fi și un pui de conflict ticluit de cineva, de intervenția unei persoane lipsite de caracter care stârnește intrigi, risipește îndoiala prin tot felul de comentarii nedemne, prin bârfe, minciuni și așa mai departe. Deci o relație afectivă poate să treacă printr-un moment mai puțin plăcut, pentru că și cei născuți în zodia berbecului vor reacționa destul de brusc, de puțin răbdător. Nu vor avea stare să vadă cu adevărat despre ce e vorba, să se confrunte cu respectiva persoană, să verifice, să aștepte efectele acestui moment șocant și vor reacționa intempestiv, vor lua decizii la mânie, ceea ce nu este un lucru bun, evident. Între 23 ianuarie, după ora 19 și 30 de minute, și 25 ianuarie seara, mecanisme care privesc lumea interioară, viața afectivă, capacitatea de a visa, de a visa cu ochii deschiși,
reverie, capacitatea de a pune cap la cap niște dorințe cu niște concluzii la care nativii ajung. După ce își cântăresc puterile, sănătatea, vigoarea, pregătirea, competența, starea materială. Și apoi să se pună pe treabă. Este un moment de elan, de încredere, de speranță, de entuziasm. Este și greu de temperat într-un astfel de moment un personaj născut în berbec, care, din punctul lui de vedere, nu mai are ce să aștepte, are toate argumentele și acum acest tranzit îl și motivează. Între 25 ianuarie, după ora 21 și 27 ianuarie, luna se va afla în tranzit prin zodia berbecului. Va traversa casa întâi a personalității acestor nativi, le va da energie, mobilizare rapidă. Unii vor fi cam intempestivi, mai grăbiți, mai uită de maniere și protocol și politețe, se exprimă mai frust, mai simplu, mai direct. Gândurile dau năvală și dorința de a trece la treabă este și mai puternică decât a fost în zilele trecute. Cu niște zile înainte era, cum spuneam, vii, speranță, construcție interioară, acum e determinare și fapte concrete. În ziua de 27 ianuarie, planeta Venus va intra în casa a 12-a și până pe 20 februarie le va da un context astral prielnic pentru tot ceea ce înseamnă limpezire de sine, bucurie. Unii chiar vor căuta motive să se simtă bine, să fie fericiți, alții vor dori să fie împliniți, fiecare în funcție de vârstă și de statut sau de condiție. Există totuși acolo un laborator, sunt niște creuzete, sunt niște procese alchimice care se petrec și care îi dau celui născut în zodia berbecului o motivație să trăiască și să gândească într-un anume fel. Planeta Venus în casa a 12-a mai înseamnă și noroc venit pe căi neștiute, o șansă, un ajutor, o întorsătură de situație favorabilă lor, face ca o serie de evenimente să le fie prielnice, dar de ce s-a petrecut așa nu le va fi foarte clar acestor persoane.